Domnilor și domnilor, o nouă emisiune Vorba lui Tașcă aici la Capital TV. Ca de obicei, în fiecare vineri seara la ora 18, invitatul meu, sociologul Valentin Fulger. Bună seara, domnule profesor! Bună seara, domnule Tașcă, bună seara telespectatorilor noștri! Dacă ne exprimam dorința săptămâna trecută că vom face o rubrică permanentă aici la emisiune să prezentăm cartea săptămânii, deja putem să-i spunem, iată că astăzi suntem în măsură să prezentăm o carte a unui profesor, de asemenea, ca și dumneavoastră. Profesorul Eduard Edelhauser și-a lansat la sfârșitul anului trecut, a tipărit-o la sfârșitul anului trecut, a lansat-o, cred că anul acesta, la începutul anului, cartea Ingineria și managementul afacerilor. O carte, aș spune, pe profilul care l-a consacrat, de altfel domnul profesor Edelhauser a fost foarte prolific în această perioadă a pandemiei. Am remarcat aici, am reușit doar puțin să o răsfăiesc de când am primit-o, am remarcat pe coperta 4 însă că domnul profesor Edelhauser vorbește despre cei doi mentori ai săi. Este vorba de Aurelian Simionescu de la Universitatea din Petroșani și de asemenea de regretatul profesor Ioana Brudan, părintele domeniului inginerie și management în România, care din păcate nu se mai află printre noi de ani, de zile deja. Și cred că e de notat să spunem că am reușit să aducem în fața dumneavoastră și o nouă carte. Cei care sunt pasionați fie de domeniul ingineriei, fie de domeniul managementului afacerilor, aș spune domenii destul de la modă, dacă pot să zic așa, în special managementul, se vorbește foarte mult de management în toate domeniile, chiar și în domeniul public, să zic așa, al administrației publice, administrației centrale și locale. Cred că e important să avem ce citi în aceste domenii și să fim familiarizați astfel încât tot mai mult din cei care ne conduc sau conduc ceva în această țară să nu fie habarniști, așa cum din păcate am tot văzut, ci să fie niște adevărați profesioniști. Așadar, doamnelor și domnilor, Eduard Edelhauser, Ingineria și managementul afacerilor, căutați, cred că există și în format digital. Dacă veți dori să găsiți această carte, dacă sunteți interesați, cu siguranță cred că veți putea intra în posesia unui exemplar, fie el și digital, pentru că acum suntem în epoca digitală. Discutam înainte cu domnul profesor Fulger, despre care găsisem aici un citat din domnul Abrudan, care spune că pentru a-i conduce pe alții, trebuie să ai capacitatea de a înțelege diversitatea umană. Citatul e mai lung și cred că puțin dintre cei care conduc astăzi au această capacitate. Din păcate. Nu, domnul profesor? Da, chiar am apreciat citatul. Undeva poate să fie chiar o maximă dacă stăm să ne gândim bine. Din păcate, și repet ceea ce v-am spus înainte să intrăm în emisiune, prea puțin dintre cei care conduc ajung să cunoască omul. Din păcate, cei care conduc, mulți dintre ei, nu au o experiență de viață care să-l înțeleagă pe omul de pe stradă și, din păcate, experiența de viață este, în general, alcătuită din evenimente cu caracter neplăcut. Da, ca să dezvăluim până la capăt discuția de dinainte de startul emisiunii, am spus că printre primii, dintre cei care nu prea aplică această maximă a profesorului Abrudan, sunt unii primari, care nu prea au legături foarte strânse cu... Domnule Tașcă, acum, în afara subiectelor noastre, dacă ați ridicat sigur, această minge facem doar o mică escală. Fileu, aș vrea să vă spun că un mare sociolog de talie mondială, care este italian la origine, Vilfredo Pareto, celebru, de altfel, da, afirmă că cei care intră în politică, mulți dintre ei, sunt în general indivizi care au cunoscut eșecul în viața profesională, sunt eșuați din acest punct de vedere și prin urmare ei caută realizarea și confirmarea în lumea politică. Aici nu trebuie să te confirme niciun fel de realizare, ci votul popular, care de foarte multe ori am văzut că este unul care nu ține cont de niciun fel de raționalitate, adică indivizii umani care votează nu se gândesc la calitățile tale, ci se gândesc în principal la partidul care te-a propus pe listă. Și aici povestea pe care noi o avem, că numărul 1, numărul 2, numărul 3, numărul 1 fiind privilegiat în raport cu ceilalți, nu sunt alegeri, sunt impuneri și de aceea ne
pricopsim și m-ați pricopsit, cu trei senatori. O să mă certați tot anul acum pentru această, acest demers. Nu, dar să vezi ce ți-am pregătit acum. De acest demers de a vota. Da, până la urmă există o vorbă celebră, doamnelor și domnilor, care se spune că dacă discuțiile dinaintea emisiunilor sau de după sau din pauzele publicitare ar fi televizate, de multe ori ar fi savuroase, poate chiar mai savuroase decât ceea ce se întâmplă direct. Nu cred că e cazul domnului profesor și al meu. Noi discutăm lucruri la fel de pertinente, credem noi, și în cadrul emisiunii. Domnule profesor, am început săptămâna trecută cu vaccinarea anticovid și vă propun să continuăm cu același subiect, pentru că săptămâna aceasta s-au întâmplat multe lucruri. Am văzut miniștrii cum se vaccinează, dar a devenit o modă așa. Acum trebuie să fac și o corectură pentru domnișoarele care se uită de la noi, că niciunul dintre miniștri nu e în așa formă ca și președintele Iohannis. Asta ca o mică paranteză. Dar au fost și sincope ale platformei. A căzut platforma, n-a mai mers, oamenii nu s-au putut programa și așa mai departe. Cum mi se pare că a decurs această săptămână în această campanie? Deci, în primul rând, și aș vrea ca să nu te superi, trebuie să remarc faptul că tu umbli mereu pregătit. Ai dat jos puloverul de om cinstit de săptămâna trecută și acum ești în tricou exact pregătit să mergi la vaccin. Da, deci văd că se poartă. Nu, da. Păi, domnul Barna avea chiar un tricou fără mâneci. Văd că ești la modă, asta este foarte bine. În altă ordine de idee, aș vrea să spun că, dincolo de sincopele pe care le aminteați, România ocupă un onorabil loc 6-7 la nivel de Europa, 18 la nivel mondial. Iar acest lucru, cunoscând foarte bine administrația românească, este chiar, cum să spun eu, de neexplicat din foarte multe puncte de vedere, o administrație pe care am caracterizat-o în numeroase rânduri ca fiind ineficientă, impotentă. Și a fost și de acord pe asta. Da. Nu doar atât. Am sesizat faptul că există voci care critică modul în care s-a făcut această vaccinare prin prezentarea personalităților publice care au făcut acest demers. Până la urmă, eu cred că au făcut un lucru bun și că nu le putem imputa acest lucru pentru că s-au expus, tocmai pentru că au încercat să îndemne populația, să-i insufle, exact ceea ce am spus și data trecută, un mai mare curaj, încercând să stopeze, până la urmă, teoriile conspiraționiste cu ciparea, cu implantarea, cu sterilizarea sau, în fine, fel de alte bazaconii de genul acesta. Deci eu cred că, până la urmă, suntem în trend. Sigur, și până la urmă nu cred că e un lucru rău. Aș spune cât, sau v-aș întreba, cât din aceste locuri, 6 respectiv 18, se datorează capacității administrative, dacă îi putem să zicem așa, a României de a vaccina un număr important de oameni și cât dorinței românilor de a se vaccina. Pentru că un număr important de români, și recunosc că mă număr printre ei, doresc să se vaccineze. Contrar conspiraționiștilor, dușmanilor lui Bill Gates din România și așa mai departe. Sunt un număr important de oameni și eu cred că, până la urmă, meritul principal, și acum poate, nu știu, poate să se supere unii politicieni, meritul principal nu este al politicienilor sau al domnului Gheorghiță, șeful campanie de vaccinare. Și este al românilor, pentru că românul dorește, marea lor majoritate, românii doresc să se vaccineze. Domnule Tașcă, acum dacă am face o paralelă cu Franța, unde proporția celor care doresc să se vaccineze, știți cât este? Puțin, e foarte mic. 40%. Dacă ne uităm în România, proporția este mult, mult mai mare. Ceea ce ne arată o diferență de nivel în condițiile în care totuși Franța bate România din punctul de vedere al funcționalității democrației, al nivelului de informare, al numărului de cărți publicate, numărului de cărți citite, sistemului educațional și așa mai departe. Cultura franceză este un etalon mondial, aș spune. Are rost ca să discutăm și să intrăm în astfel de comparații, nu că ar fi cultura română de neglijat, dar atunci când te naști într-o cultură mare, aia longe, adică ai șansa să te naști în Franța, să scrii franceză, în mod categoric vei fi mult mai cunoscut. Dovadă, și aici mai facem o mică paranteză, dovadă că și Cioran a plecat din România și nu e singurul, a plecat și a scris, după ce a scris în românește o carte, cred, a scris în franceză. Dar vă mai spun ceva.
Noi luăm acest indicator statistic, ca să spun așa, nu știu, 70-80%, ca pe un indicator al gradului de conștientizare. Dacă stăm în schimb un pic strâmb și ne uităm la lucruri, în Franța acest insucces, acest eșec chiar al vaccinării se datorează faptului că ei sunt foarte bine informați, ei trecând în câteva zeci de ani prin câteva eșecuri medicale foarte mari, deci sistemul medical a dat rateuri din punctul de vedere al unor medicamente, tratamente care s-au dovedit ca fiind generatoare de foarte multe efecte adverse. Prin urmare, putem să spunem că populația franceză este extraordinară, este extrem de precaută, ceea ce ne arată încă o dată că nu un nivel scăzut de școlarizare corelează cu rata mică a vaccinării, ci pentru cazul personal particular al Franței asistăm din contră la o corelație în sensul refuz mare, grad mare de conștientizare. Sigur că la noi, dacă stăm să ne gândim, anterior vaccinării anti-COVID, știți că existau foarte multe voci care se pronunțau împotriva vaccinării la copii. Considerând, și sunt voci din lumea artistică, sunt voci din lumea politică, sunt voci din lumea culturală care consideră, domne, nu, este necesar să fie vaccinați copiii. Acum putem să ne gândim, este un regres, este un progres, pentru că vă aduc aminte, înainte de 1990 vaccinarea era obligatorie, deci nu se discuta, deci nu putem să acuzăm... Noi înșine când am fost copii... Da, am fost vaccinați în mod obligatoriu, iar după 1990, odată cu democratizarea, cu liberalizarea, s-a lăsat la latitudine, la libera alegere a unor părinți sau a părinților dacă își vaccinează sau nu copilul. Eu merg pe varianta rațională, medicală. Nu cred că avem de-a face cu, v-am spus, teorii conspiraționiste, deși unii consideră că inclusiv boala în sine ar fi generată, schepată din laboratoare. Eu m-am pronunțat și acum un an de zile, nu credem, și nu cred în așa ceva. Încă o mică chestiune aici. Faptul că românii doresc să se vaccineze, e pe undeva sau într-o măsură oarecare și o frică de a ajunge pe un pat de spital în România, unde... Știm că e aproape o loterie dacă mai pleci și dacă mai pleci cum ai venit. Adică, eu n-aș putea... adică nu cum ai neapărat cum ai venit, în sensul, dar pleci cu mai multe boli decât ai intrat. Adică... Din punct de vedere al omului care vrea să fie corect cu ceilalți, n-aș exclude chestia asta. Sunteți foarte diplomat în această seară, domnule profesor. Vreau să văd cât de diplomat sunteți și la punctul 2, și anume scandalul din PNL, doamnelor și domnilor. A venit momentul și acum colegii noștri l-au pus pe domnul Câțu pe ecran, tocmai l-au luat. Domnul Câțu e bine mers în PNL deocamdată, însă nu aceeași situație îl precede și pe un alt personaj pe care l-am văzut mai devreme, pe domnul Ludovic Orban, fost premier al României, actualmente președinte al Camerei Deputaților. Și dânsul s-a vaccinat și cred că a făcut un lucru bun. Însă, doamnelor și domnilor, așa cum eu aștept de ceva vreme, am estimat că acest lucru se va întâmpla, chiar mai repede decât s-a întâmplat, au început să apară criticile la adresa lui Ludovic Orban, care, ce să credeți, le-a dat liderilor PNL doar o falsă iluzie că au un cuvânt de spus în ceea ce înseamnă guvernarea efectivă, adică alegerea miniștrilor și alte lucruri de genul ăsta, stabilirea politicilor, a programelor de finanțare și așa mai departe. Și atunci, acum acești dizidenți, am numit eu, au început să îl strângă pe domnul Orban cu menghina, cerându-i să părăsească partidul, să părăsească poziția de președinte a partidului și să facă un pas în spate. De asemenea, unul dintre cei care poartă steagul bătăliei în acest moment este celebrul Rareș Bogdan, care spune că și recunoaște cumva, eu am și scris un articol pe această temă, recunoaște cumva că au ratat un moment extraordinar să-i ceară să plece domnului Orban, așa cum este în toate democrațiile civilizate din lumea asta, sigur, acum mai puțin în America, dar o să ajungem și acolo, momentul în care pierzi alegerile, te retragi, în special din funcția politică. Pentru că funcția politică îți permite să devii premier, funcția politică îți permite să devii ministru și așa mai departe. E, ce să vedeți, domnul Orban, după cum foarte bine știți,
în seara alegerilor sau a doua zi după alegeri, a ales să demisioneze din funcția de premier, nu din funcția de președinte de partid. E, și acum acești oameni s-au trezit. Cum vi se pare acest scandal, să-i spunem, domnule profesor? În primul rând este un scandal care se prefigura, era aproape programat. Da, da. Mi se pare cam târziat. Acum cu îngăduința dumneavoastră și cu cea a telespectatorilor care probabil mai mult ca sigur foarte mulți nu au citit unul dintre articolele pe care eu le-am scris în 9 noiembrie 2020, aș vrea să-l poziționăm cât se poate de corect și de bine pe domnul Orban în această ecuație. Prin urmare spuneam așa atunci. Triumful securității este certificat prin PNL, care ar trebui să ne explice cum se face că din partid european, anticomunist și aproape posedat de ideea de deconspirare a securității și a securiștilor, a ajuns să fie condus la cel mai înalt nivel de copilul unui fost capitan de securitate. Bietul capitan de securitate Imre Orban probabil că a pus la bătaie tot ce a avut mai bun. Nu înțelegeți bani pentru meditații sau pentru culegeri de matematică, ci șoapte. Altfel nu se explică cum un copil i-a ajuns comisar european și consilier al președintelui României, iar altul doar președinte al PNL și prim-ministru al României. Acum, doar. Ați priceput foarte clar ghilimele. L-am poziționat cât se poate de clar pe domnul Orban. Este o influență a mediului în care crești, este o influență... Înveți de mic. Înveți de mic anumite lucruri. Spuneați că principalul dizident al lui Orban este Rareș Bogdan și știm foarte clar cine este Rareș Bogdan, om cu state vechi în televiziune, în special la Realitate TV. Dar acum, în contrapondere la Rareș Bogdan, vine nu neapărat domnul Orban, ci vine un domn pe care îl cheamă Ionel Dancă. Ionel Dancă, fost șef al cancelariei premierului. Fost coleg de televiziune cu domnul Rareș Bogdan, deci iată că această televiziune este o pepinieră de oameni politici ieșiți din comun. Numai că aici, dacă vă dau câteva date din biografia domnului Dancă, sunt ferm convins că o să-l invidiați și am să spun și de ce. Pentru că dânsul termină facultatea de filozofie la București. O facultate frumoasă, de altfel. Păi nu. Facultatea de filozofie la București, Universitatea de București. Dar da. De ce este important acest lucru? Între 2003-2004 este doctorant la SNSPA, nu termină doctoratul din ceea ce rezultă aici, este doar doctorant un an, renunță și aici mă întorc la ce v-am spus, că domnul Orban este fascinat de persoanele care nu au școală sau care renunță la a termina studiile. Da. Deci, am discutat aici la emisiune. Da? Deci se confirmă cu acest lucru. Da. Ca să vedeți cât de aiurea, sau ca nu ca în perete cum se nimerește, un absolvent de filozofie, eu n-am nimic cu filozofia, Doamne ferește, deci toată stima și respectul pentru cei care profesează și care predau filozofie și care cunosc filozofie, dar dânsul, Ionel Dancă, prima oară pe filiera lui Cioloș, adică USR Plus, ce ajunge? Ajunge consilier de stat pentru proiecte speciale de dezvoltare economică la cancelarea premierului Cioloș, iar anterior consilier de comunicare și relații publice în cadrul aceleiași cancelarii. Bun, să zic că până aici. Dar de aici încolo încep lucrurile interesante. El a coordonat unitatea guvernamentală de asistență tehnică și nu știu ce are filozofia cu tehnica, pentru, țineți-vă bine, proiecte de dezvoltare economică regională integrată în... Valea Jiului. În Valea Jiului, domnul. Valea Jiului, vedeți legătura cu domnul Offenberg? Da. Ați înțeles? Da. Ați început? Am prins. Roșia Montană, Munții Apuseni, aici avem aur, domnul. Da. Așa. Înființate toate de Cioloș. Dancă a fost apoi preluat de către domnul Orban, dar este prezent ca expert de comunicare la Confederația Sindicală Meridian, consilier personal al primului ministru, membru în consilier de administrație la Cupru Min. Da. Deva. Convers Min, din nou, Bebe Offenberg, da? Și consilier de specialitate electrică Serge Șolchim. Acum eu vă întreb, indiferent câtă filozofie poți să știi, filozofie economică în sensul acesta, încât să pui toate pe roți să meargă, adică și electrica Serge, și Olchimul, și Valea Jiului, și Roșia Montană, trebuie să fii cel puțin genial. Iar eu, în ochii domnului Dancă, n-am sesizat nici măcar decât talent, să spun, de a se infiltra perfid în absolut toate păturile puterii. Deci are un talent. Am înțeles că provine dintr-o familie cu copii și a dorit de mic să facă politică, o face, dar o face prost. Și din ce știu eu, toți cei care lucrează cu hidrocarburi, adică cu bogățiile solului, au un destin aparte.
mă opresc aici. Nu înainte, deci eu sunt foarte serios, să știți că nu râd, nu înainte de a arăta că există foarte multe lucruri care se închid. Și se închid, dar nu știu câte emisiune, cu un Orban, căruia îi plac indivizii care nu... Da, am discutat. Așa. Cu oameni care s-au cunoscut în medii gen Conversmin, gen Valea Jiului, gen... Da, și interesant că au trecut și pe la noi pe aici. Da, da. Indirect. Da. Prin urmare, dacă ar fi să pariez care dintre cele două tabere va câștiga, eu aș paria pe tabăra Orban. Și o să-mi spuneți, nu se poate. De ce? Pentru că acești indivizi din această tabără își conștientizează neputința și își dau seama că n-au nimic de pierdut. De aceea vor fi în stare să arunce în luptă absolut tot ceea ce au la îndemână. Dar domnul Dancă e în tabără cu domnul Orban sau e în tabără Orban, cu Raed? Orban este omul. M-am gândit că a schimbat tabără. Este preferatul domnului... Da, a fost șeful cancelariei, cum bine am spus. Ori șeful cancelariei e aproape cel este mai apropiat. Este preferatul domnului Orban, iar domnul Offenberg este pupila domnului Dancă. Ca să fie clar de tot. Da. Însă din tabăra cealaltă n-ați găsit niciun CV controversat. Nu, asta nu mi-am propus să scot în relief așa ceva, pentru că PNL-ul nu face subiect de analiză pentru mine. M-ați întrebat, v-am răspuns. Da, 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 nu, am crezut că aveți și o contrapondere de dincolo. Cu domnul Sigartău și mai sunt câțiva lideri cu notorietate și pe acolo. Aici vă las pe dumneavoastră, sunt foarte convins. Promit să cercetez mai mult. Trebuie să spun că am o oarecare simpatie pentru domnul Aleș Bogdan, prin prisma meseriei, dacă pot să zic așa. Alte valențe n-avem, dar poate cine știe, viața ne va oferi. Bun, ca să nu părăsim cu tot, doamnelor și domnilor, acest spațiu al politicii puterii, la punctul 3 ne-am gândit să povestim puțin, să aducem o oarecare lumină, și anume pe coaliția de guvernare. Pentru că nu știu dacă e cineva care nu știe, în România astăzi sunt proteste. Chiar și astăzi am văzut că, mai timid așa, pensionarii minieri din Valea Jiului au început și ei să protesteze pe silent, mi s-a părut, și pe trotuar. N-au încurcat circulația, n-au făcut nimic, au făcut câteva ture, să zicem așa, prin centrul municipiului Petroșani, dar mai mari probleme sunt în ceea ce privește marile centrale sindicale. Cartel Alfa este foarte vehement împotriva acestui guvern Câțu și acestei coaliții de guvernare, pentru că au plafonat salariile, în special este una dintre revendicările sindicaliștilor. Cum vi se pare că se poziționează, domnule profesor, coaliția de guvernare? A început cam în forță, în sensul că contestatarii sunt în stradă deja, deși nu e foarte cald. Domnule Tașcă, acum avem suficient de mult timp în spate, 30 de ani, ca să ne dăm seama că protestele sindicale sunt ca anotimpurile. Există o anumită ciclicitate. Eu nu pariez foarte mult pe onestitatea și credibilitatea sindicatelor și știți foarte clar că... Știu că m-am citit, că mai multe articole au fost, dar unul mi-l amintesc foarte liber. Deci eu când aud de sindicate și de sindicaliști, v-am spus, prima mea reacție este să pun mâna pe telefon și să sun la 112. Și o să mă întrebați, să nu dispare ceva. Din perspectiva a ceea ce au făcut sindicaliștii din fost ale SMVJ, Liga Sindicatelor Miniere din Valea Jiului, care au ras tot ce se putea rade. Și aici am putea să discutăm odată într-o emisiune foarte pe larg multe dintre excesele pe care oamenii ăștia le-au făcut. Acum, în general, sunt sindicatele, am văzut, foarte virulente din sănătate, da? Bun. Și pentru că acolo era și momentul unor plăți. Da, numai că aș vrea să vă spun un lucru. M-am interesat și am văzut că, să nu iau din Hunedoara, ca să nu se spună că, domnule, s-a legat de spitalul din Petroșan, s-a legat de spitalul din Deva, s-a legat de oamenii din Hunedoara. Am să vă dau un exemplu din Gorj. Din mai 2020, adică pandemia era deja începută, da? Deci nu putem să spunem că era o situație în care nu era criză. Vreau să vă dau câțiva indicatori. În spitalul județean de acolo, o spălătoreasă câștigă între 2091 de lei și 2391. Spălătoreasă. Un brancardier între 2300-2900 de lei lunar. O moașă la blocul de nașteri între 3800 și 5100 de lei. Moașa șefă de la blocul operator câștigă 7000 de lei net. Cu 700 de lei mai puțin decât directorul medical al spitalului. O îngrijitoare are un câștig salarial cuprins între 3000 și 3400 de lei net.
O infirmieră încasează 4.000 de lei. După asta, aș vrea să vă spun, preotul spitalului are un salariu de 3.600 de lei. Șoferii de la DSP au un salariu de 4.900 de lei. Șoferii de la ambulanță, de la serviciul județean, au 5.100 de lei la vârful sistemului sanitar. Îl avem pe managerul serviciului de ambulanță cu 19.643 de lei, urmat de directorul DSP cu 9.980 de lei și managerul spitalului cu 1.800 de lei. Acum, ca să nu răspund eu, să răspundeți dumneavoastră sau de respectatorii, oare aceste salarii sunt mici? Acum știți cum e, depinde cine răspunde. Eu, din punctul meu de vedere, nu sunt mici. Și eu cred că ce aveți dumneavoastră acolo sunt chiar mai mari în realitate. Eu întreb pensionarii. Sunt 1.000.000 de pensionari în această țară care au pensii mai mici de 1.000 de lei. După ce au muncit zeci de ani în această țară și înainte de 1990, și după 1990, în situația în care țara, după 90, a cunoscut așa, inflație, devalorizare, șomaj, da? Iar acești oameni au fost puși în situația să-și crească copii, că aveau copii la vremea respectivă, din postura de șomeri, după ce au crescut copiii mari, au fost puși în situația să-i țină tot ei în spate, pentru că acei copii nu puteau să se angajeze. Deci avem să ne gândim numai la acești 1.000.000 de pensionari cu pensii de până într-o 1.000 de lei. Și când se vine din sistemul de sănătate cu astfel de salarii pe care nu le pot cataloga decât barosane, ca să nu le spun nesimțite, ca pensiile nesimțite. Vedeți că nu spun nesimțit, spun barosan. Am sesizat că n-ați. Ați sesizat. Cum pot să pun problema în condițiile în care în învățământ sunt salarii mult mai slabe decât avem aici? Și nu numai în învățământ. În multe domenii, ca să nu ne mutăm în sectorul privat. M-am referit la învățământ, tot un sector care a fost afectat de pandemie, da, în care, vreau să vă spun un lucru și vă fac o mărturisire, să știți că a preda în online este mai greu decât a preda la sala de curs sau de seminar. Eu vă spun ca om care și-a făcut toate ore în această pandemie, în fiecare zi de pe orar, exact atât cât mi-a cerut orarul. Este mult mai greu, pentru că îi spun vreau să te văd, vreau să te vă spunem, trimitem pe... Nu merge internet, nu merge, nu se aude. M-am uitat la băiatul meu. Profesorii de generală, doamne, sunt eroi. Deci eu vă dau cuvântul meu de onoare. Acești oameni care au făcut școală în această perioadă pe online sunt eroi. Nu sunt eroi cei care n-au făcut. Că sunt și astfel de exemple. Domnule, eu spun ce am văzut la mine în casă, la copilul meu, deci a făcut absolut toate orele care erau să fie și trebuiau să fie făcute, da? Deci, din acest punct de vedere, ceea ce am văzut sub ochii mei, oamenii aceia sunt adevărați răi. Bun, un ultim cuvânt despre guvern, despre coaliție. Au ceva sâmbure de adevăr aceste proteste? Adică, pe undeva, blocarea salariilor e o măsură? Până la pronunțarea CCR-ului, da. Am crezut și eu că aceste proteste sunt justificate pentru că se promisese prin lege majorarea punctului de pensie cu 40%, da? Da. Ei bine, astăzi citesc motivarea CCR care ce spune? Pur și simplu bagă PSD-ul cu capul în gard, afirmând că acea abrogare a unui articol de lege făcută de către PSD în Parlament a aruncat în aer întregul sistem de pensii, atenție, pentru că pur și simplu în acest moment nu mai există concretizată și nu mai există legiferat valoarea punctului de pensie în România. Asta nu o spun eu, asta o spune CCR-ul, puteți să găsiți pe orice site al unui CCR care a fost bănuit multă vreme de apropiere de PSD. Da, deci asta s-a întâmplat. Dovadă că domnul de la CCR să mai schimbă. Numai că. Dacă n-ar fi existat această defecțiune cu cei 40% prin abrogare, și s-ar fi menținut cu cei 40% pe creștere de pensii, eu aș fi dat dreptate PSD-ului și pensionarilor și am să vă spun de ce. Că n-am să cred niciodată această coaliție de guvernare alcătuită din trei partide în care eu n-am încredere, PNL, USR și UDMR, deci trei partide în care, două partide și o Uniune Culturală, în care eu nu am încredere absolut. Chiar patru partide, că USR cu plus încă nu sunt chiar... în aceeași familie. Nu. Hai să nu ne mai... Da. Ideea este următoarea. Când vi se spune, stimați pensionari, că nu sunt bani, să nu-i credeți. Sunt bani. România stă pe un ocean de bani. Și am să vă spun și de ce. Dacă n-ar exista bani în România, n-ar exista top 300. Și vă spun un lucru.
Anul trecut, adică în 2020, averile celor 300 de milionari și din România în euro au depășit, știți cât? Nu, dar sunt sigur că o să spuneți dumneavoastră. 29,5 miliarde de euro, cu 5% mai mult decât în 2019. Atenție, se confirmă încă o dată ce v-am spus. Marile averi nu se fac în perioade de bunăstare generală, se fac în perioade de sărăcie. Deci averea ăstora a crescut cu 5% în această perioadă, în perioada în care Horeca, hoteluri, restaurante, cafenele, zbiară, urlă că nu au posibilitate. Și atenție, guvernul pregătește un ajutor de, am înțeles, sute de milioane de euro pentru acest sector, în condițiile în care sunt ferm convins că există parte din patronatul Horeca care se regăsește în interiorul acestor TEP 300. Da, și încă, numai o secundă, că asta este ideea principală. Acești bani, 29,5 miliarde de euro, nu sunt aduși din afara țării. Ei sunt din țară, pentru că ei fac contracte cu statul. Deci ăștia sunt bani care dumneavoastră vă revin. Iar creșterea pensiilor este absolut justificată și cu voia dumneavoastră mai vreau să vă spun un lucru. O întâmplare din Călan, cu un domn care a lucrat 40 de ani la, el domiciliază în Călan, dar a lucrat 40 de ani la combinatul siderurgic Hunedoara. Și mi-a spus că lucra la turnătorie, la fond. Era foarte greu. Da. Și are o pensie foarte mică și acum. Și am spus, domnule, poate că nu sunt bani să fie mărite pensiile. Și el mi-a spus, domnul meu, țara este veșnică, eu sunt trecător, țara are bani și țara va rămâne după mine, nu va sărăci dacă mai îndăm 1500 lei. Prin urmare, țara este veșnică. Eu sunt ferm convins de chestia asta. Bani sunt, dar oamenii care conduc îi gestionează prost. Da. Și în altă ordine de idei, dragii noștri, dragi, cu ghilimele de rigoare, nu noi am venit la voi acasă să vă rugăm să candidați ca după asta să veniți să ne spuneți că sunt probleme. Nu, eu n-am făcut chestia asta făcută. Nu, chiar n-am fost. Atunci nu mai veniți să-mi spuneți că nu sunt bani. Nu să veniți la noi cu soluții, nu veniți cu probleme. Asta trebuie să fie o schimbare de paradigmă în politica românească. Să vină cu soluții, nu cu probleme. Acum o să zic că nu ne, trebuie să ne încadrăm în deficitul bugetar care nu mai e ca pe 2020. Știți cuvântul la acel, să știți sintagma, pur și simplu nu îmi pasă. E, asta gândește 5 milioane de pensionari. Pur și simplu nu îmi pasă. Mie să-mi dați bănuțul ăla, 500, 600, 1000 de lei. Că ăștia au 29,5 miliarde de euro. Da, acum știți cum e. Nu toate averile din tot 300 sunt făcute cu statul. Mai sunt și antreprenorii care s-au descurcat. Chiar am văzut un domn care deține un mare magazin. Cred că n-ați reținut. Eu am vorbit de 300 de inși. De 300, da. Eu am vorbit de 30.000 de inși. Nu toți au făcut afaceri. Păi e suficient jumate dintre ei. Nu, dar vreau să vă spun că există și reversul medaliei. E un domn care deține... Nu, dar sunt prea puțini care au prea mult. Un mare magazin de electronice a donat un teren ca să se facă un spital. Foarte bine, bravo lui, nu ne chestia asta. Trebuie să existe și activități. Și astfel de și acțiuni de mecenat. Este perfect acest lucru. Dacă aș avea mai aș face și eu, aș face și dumneavoastră, sunt ferm convins acest lucru, dar deocamdată vă spun, sunt prea puțin 300 cu prea mult, 29,5 miliarde de euro. O să vorbim, dacă vreți, mai multe și când o să vorbim de America, pe sfârșitul emisiunii, însă pentru că ați vorbit de PSD, domnule profesor, v-aș aduce într-un subiect și acest partid mare, cel mai mare partid al României, fostul premier, doamnelor și domnilor, Viorica Dăncilă, impropriu spus, a scris o carte. A făcut o carte cu o colegă de breaslă de-a mea, a făcut o carte de interviuri în care arată cu degetul către noi șefi ai PSD-ului care s-au dus peste ea și au cerut să plece din funcția de președinte al PSD, promițându-i că va fi ceva și după ce nu va mai fi președintă. Numai că ce să vedeți, n-a mai fost așa, iar astăzi am citit un articol extraordinar al colegei mele, Carmen Dumitrescu, pe care ați mai văzut-o aici la Vorba Rotașcă și probabil o să o mai vedeți, care domnul Ciolacu se spăla pe mâini de acest subiect și spunea că doamna Dăncilă n-a ajuns parlamentar pentru că n-a fost susținută, de cine credeți, de PSD Telorman. Vă rog, domnule profesor. Vreau să vă spun că la modă este un cuvânt reevaluare și am să-l folosesc și eu. Să știți că am reevaluat-o pe doamna Dăncilă. Ce frumos! Și am reînceput de mult acest proces al reevaluării. Dânsa are, pe lângă anumite scăpări evidente,
are un tip de onestitate care nu poate să-i fie pusă sub semnul îndoielii și dacă ar fi să trec prin pădure, aș alege pe Viorica Dăncilă, nu pe ceilalți. Dar o frază mi-a reținut atenția din cartea interviu. Aș putea să o citesc? Da, sigur. Ea sună în felul următor. Spune Viorica Dăncilă. Paul Stănescu a trădat din prima clipă. Imediat după arestarea lui Liviu Dragnea, Stănescu a venit la mine și a spus că trebuie să demisionez din funcția de premier. El voia să preia partidul. I-am explicat că nu pot face acest lucru, am o responsabilitate față de țară, aveam președinția rotativă a UE. Și fiți atent, acum urmează lucru interesant. Paul Stănescu mi-a spus că nu trebuia să candidez la alegerile prezidențiale ca să intre Dan Barna în turul 2 și să câștige alegerile. Nu mi-explic de ce. Vreau să vă explicați? Nu, da. Am citit și eu fragmentul și am rămas și eu surprins. Ar fi fost, eu am înțeles din ce, în momentul în care am citit, că ar fi fost stabilit în așa fel, ar fi fost stabilite lucrurile, dar dacă pot să mă fac avocatul PSD-ului, aș spune că pentru PSD ar fi fost o tragedie extraordinară să nu fi intrat în turul 2 candidatul PSD. Domnule Tașcă, ideea asta cu a lui Paul Stănescu, care este reiterată de Viorica Dăncilă, în care am spus din acest punct de vedere că este o tipă onestă, am toată încrederea, mie mi-arată un lucru. Că ceea ce se striga în Piața Victoriei, PNL, PSD, aceeași mizerie, se pune cu foarte mare ușurință ca semn de egalitate PNL, PSD, USR, aceeași mizerie. De ce? Pentru că Paul Stănescu afirmă cu subiect și veridicat ca să intre Dan Barna în turul 2. Și să câștige, atenție, și să câștige alegerile. Deci nu era vorba doar să intre în turul 2. Niciodată nu s-a fi întâmplat asta, să câștige alegerile. Să fi intrat în turul 2, nici asta nu s-a întâmplat. Dar și-ar fi acum fost noi nu facem istorie post-factuală. Știu, dar zic că n-ar fi putut să-și câștige Barna niciodată. Eu vreau să lucrăm pe afirmația clientului. Da. Nici eu nu sunt un fan al domnului Stănescu. Domnul Stănescu, pentru afirmație de genul acesta, ca și domnul Ponta, care a spus că îi făcea campanie lui Crin Antonescu, îi făcea campanie lui Joana și în primul tur l-a votat pe Crin Antonescu. Ponta, dacă era exclus din primul moment, după ce spunea, scotea pe gură o chestie și o tâmpenie de genul ăsta, nu îl mai aveam pe Ponta președinte PSD, Ponta prim-ministru, și adică eliminam un ciclu și o secvență de timp absolut penibilă din istoria acestei țări. La fel și aici. Cu Paul Stănescu, pentru că din ce văd eu, dacă Dumnezeu nu va fi bun cu noi și unul ca Paul Stănescu va ajunge să ocupe poziții din ce în ce mai înalte și de forță în PSD, nu ne va fi bine. Domnul Stănescu, din ce știu eu, pentru la PSD nu e o mare transparență, așa n-a fost niciodată, nici o comunicare desăvârșită, după cum, dacă m-aș citi doamnelor și domnilor la lungul anilor, am tot spus acest lucru. Domnul Stănescu înțeleg că totuși se află în polul puterii. Stați un pic, eu aici am făcut, eu n-am pus o părere, eu aproape că am parafrazat statutul lor. Orice trădare la adresa partidului, da, este sancționabilă cu excluderea. Ori dânsul aici când spune, cu subiect și predicat, nu trebuia să candidez, trebuia să intre Barna ca să câștige alegerile. Da, asta înțeleg ce ziceți. Va cântări greu această carte în PSD? Eu cred că se vor certa mulți între ei. Orice carte care este scrisă merită să fie citită. Absolut. Și gândesc că de-aia o și scrie. Eu le-aș recomanda cu toată căldura activiștilor PSD, membrilor de partid ai PSD, să citească această carte sau măcar să o răsfoiască și să afle ce se întâmplă sus de tot la vârful PSD și să-și dea seama cât la sută din interesele lor, a celor de jos, contează acolo sus și cât la sută din interesele celor de sus contează acolo sus. Și s-ar putea să vadă și să descopere o proporție care îi va înspăimânta. Da, ce să zic, eu dacă doamna Dăncilă se uită cumva la noi, o invit să trimită un exemplar din cartea dânsei și o să o prezint aici la emisiune cu mare drag și o să o și citim. Nu, domnule profesor, chiar și dumneavoastră vreți să ceriți pe doamna Dăncilă. Categoric. Eu am și spus chestia asta și chiar v-am spus, o reevaluez și îmi pare rău, chiar doamnă, uite, îmi pare rău că am scris odată un lucru urât despre dumneavoastră, sincer regret. Bun, cum vi se pare această explicație că PSD Taylor Mann n-a mai propulsat-o pe doamna Dăncilă pe liste? Domnul Tașcă, deci
cum să spun, eu, dumneavoastră, glumițe de genul ăla, ăștia-s glume de clasa a treia, deci nu... Conda! Dom'le, a zis-o Marcel Ciolacu, n-am zis-o eu, dar să știți. Ce? Marcel Ciolacu cred că e prin clasa a patra sau a cincea la nivelul ăsta, dacă ești asemenea raportul. Președintele PSD, vreau să fiu reverențios cu presul. Care s-a dus cu mama la vaccinare. S-a dus și cu mama la vaccinare și a mai făcut multe în viața. De clasa a patra, a cincea. Eu rămân la varianta lui Dăncilă. Varianta Dăncilă. Deci, doamna Dăncilă, dacă cumva vedeți această emisiune, să știți că aveți aici un fan în persoana domnului profesor și, de asemenea, un doritor de a vă prezenta cartea aici la emisiune atunci când ea va apărea. Înțeleg că deja, cred că urmează să apară, dacă n-a apărut deja, pentru că am văzut deja coperta pe rețelele de socializare. Doamna profesor, așa că, cum am încheiat și săptămâna trecută, vă invit și săptămâna aceasta să încheiem tot cu America. Și anume că de săptămâna trecută până astăzi, Joe Biden, cel mai puternic nou om al lumii, să zic așa, a depus jurământul într-o ceremonie de un fast, aș spune, cum sunt obișnuiți americanii, să zic așa, exceptând că n-au mai fost pe acea peluză din fața Capitolului, n-au mai fost acele milioane de americani care veneau de obicei să asiste la această ceremonie. Și vreau să vă întreb, domnule profesor, dacă ați urmărit în primul rând și cum vi s-a părut. M-am uitat. Am urmărit. Cred că tot globul s-a uitat. Am urmărit. Păi nu puteam să ratez chestia asta, da. Dar aș vrea să vă spun că au fost impresionante câteva lucruri. Pe lângă faptul că, într-adevăr, națiunea americană știe să-și pună în valoare momentele festive. Că știe. Sigur. Să facă acest lucru. Are un cult pentru așa ceva. Au fost și momente care au fost hilare. De exemplu, Bill Clinton a adormit în timpul discursului lui Biden. Biden, după asta, împreună cu soția, au așteptat 10 secunde ca să se deschidă ușile casei albe. A stat acolo. Bun. Și ca să evite... Asta să zice că n-a fost majordomul de recepție. Credeți în simbolistică? Cred, oarecum. Nu... Domne, nici eu nu sunt superstițios, dar lucrurile astea vreau să... Discursul cum vi s-a arătat? Asta vreau ca să vă spun. În primul rând aș vrea să mă refer la Trump. Mesajul de adio al lui Trump n-a fost în direct, a fost înregistrat. Vreau să lăsăm la urmă pe domnul Trump. Vreau lăsați-mă să încep cu el și am să vă știți. Atunci la domnul Trump, declarația și scrisoarea pe care i-a lăsat-o. El, Trump, a trimis un mesaj către publicul american care nu seamănă testament politic, ci mai curând el promite că va reveni. Deci el vom întoarce sub o formă sau alta. Vreau să vă citesc. Citez, lucrurile pe care le-am făcut au fost incredibile și vă spun doar la revedere. Vă mulțumesc și ne vom întoarce într-un fel sau altul. Ne revedem curând. A spus Trump, care a mai adăugat, se vor întâmpla lucruri minunate referindu-se la economie. Vă veți aminti de noi. Din punctul meu de vedere, este practic o idee de forță a unei mișcări programate, în sensul că el spune foarte clar, voi reveni, a făcut referire la foarte multe lucruri pe care le-a făcut bune și care nu sunt contestate în America, de exemplu, respectul acordat veteranilor, asigurările medicale și așa mai departe, în condițiile în care... Politicile antiglobalizare au fost primite foarte bine de unii americani pentru că și-au recuperat joburile. Slujbele, da, e foarte adevărat. Dar din acest punct de vedere, să-l catalogăm pe Trump acum ca fiind, să spun, diabolic sau fiind înger, este prematur. Și am să vă dau o fază anecdotică. Ea se întâmplă în 1969, când liderul de partid comunist din China, numărul 2, Chiu Enlai, se întâlnește cu Henry Kissinger și poartă o discuție la care Kissinger îl întreabă ce părere vă faceți de mișcările sau de revoluția din Franța, dar el se referea la mișcările studențești din 68, deci care avuseseră loc cu un an în urmă. Ăsta, înțelegând greșit, spune este prea devreme ca să ne pronunțăm cu privire la Revoluția franceză și trecuseră aproape 200 de ani, 180 de ani. Deci atenție, este prea devreme, chiar greșit înțelegând, a spus, este prea devreme să ne pronunțăm. La fel și eu spun, este prea devreme ca să ne pronunțăm cu privire la Trump și la influența lui asupra politicii mondiale și mai ales americane, pentru că America l-a votat și eu cred că America, dacă Biden are, cum să spun eu, sincope în guvernare, dacă va avea mini-eșecuri, le vor dramatiza, pentru că este pentru prima oară în istoria americană când un președinte pleacă de la Casa Albă cu un număr de voturi atât de mare, 75 de milioane de voturi, și în altă ordine de idei, când este contestat
următorul președinte al Americii, chiar de cel care este în funcție. Adică eu cred că... Știți că un jurnalist celebru pe care l-am alăturat dumneavoastră într-un articol acum ceva vreme, domnul Cristian Dor Popescu, spune că Donald Trump s-a plecat de la putere asemenea unui dictator. Adică de pe o bază militară, doar în prezența susținătorilor, a familiei. Și cred că lucrurile nu sunt neapărat... Domnule Tașcă, eu, cu tot respectul pentru distinsul domn Cristian Tudor Popescu, că la dânsul faceți referire, aș vrea să vă spun că mi-aduc aminte și de momentele în care dânsul scria foarte frumos de FSN și de PSD, ceea ce mă face să cred, după aia, reconsiderându-se sau reevaluându-i, a început să scrie cu adevărat că, bă, nu e bine ce se întâmplă. Deci eu consider că a trecut printr-un moment în care poate că n-a văzut foarte bine lucrurile. Și vă mai spun ceva. Tot pe o bază din asta militară, mi-aduc aminte că în urmă cu vreo 30 de ani, în noaptea de 25 decembrie, un președinte și soția lui au fost asasinați, practic, au fost executați. Și astăzi, aproape că nu deschizi un ziar, citiți comentariile la articole, sunt savuroase. Mai rar, dar și sesizez o mare părere de o sesizez de mult, mergeți în mijlocul pensionarilor, mergeți în mijlocul angajaților. Foarte mulți recunosc și spun, domnule, ce bine era înainte. Adică există o mișcare, o nostalgie, o nostalgie, o mentalitate inerțială care se propagă. E, acest lucru este specific uman, așa cum este la noi, în o categorie este și... Ce crezi că i-a scris Donald Trump lui Joe Biden în scrisoarea pe care a lăsat-o în birou ovan? Păi eu, probabil ceva de echipamentele... Ceva de bine. Electrocasnice din Casa Albă, probabil nu merge cuptorul cu microunde. Hai să fim serioși. Biden a spus că a fost o scrisoare foarte generoasă, nu se poate referi la ea acum pentru că n-a ei cerut acceptul. N-a cerut acceptul, dar o va face publică, pentru că am înțeles că asta este la ei, asta este tradiția, așa e cutumă. Obiceiul e foarte frumos într-adevăr. Presupun că acum, dacă ar fi să și traducem, i-a lăsat o scrisoare foarte frumoasă, dar ce înseamnă chestia asta? Că una sunt rândurile așternute pe hârtie și altea sunt gândurile din mintea mea. Ca dovadă că ceea ce scrie pe hârtie nu este cu ceea ce gândea Trump, e faptul că nu a asistat la Și rămâne în istorie la investitură prin acest, acest gest. Nu i-a predat Casa Albă la un cuvânt, domnule profesor, despre discursul lui Joe Biden. Cum vi s-a părut? Face foarte multe promisiuni, frumoase. El deja și-a și ținut o promisiune comunităților sau minorităților sexuale, numind un transgender, da, într-o poziție cheie în sistemul medical american, nu? Da. A făcut deja acest lucru. Eu am o părere. În momentul în care văd că cineva îmi propune foarte multe lucruri bune, încep să-mi fac multe semne de întrebare cu privire la modul în care acest om cunoaște realitățile, pentru că realitățile nu sunt chiar așa de bune. 30 secunde, prima femeie vicepreședintă a Statelor Unite. Vreau să vă atrag atenția că Hillary Clinton de fapt îl bătuse la numărul de voturi populare pe... Bun, dar doamna Clinton trebuie să fie președinte, nu? Este de fapt numărul 1 în administrația americană, toată lumea vede acest lucru și pare să că ar exista o mișcare dacă John Biden ar fi în imposibilitatea să conducă acest lucru. Ținând cont că are și o vârstă... Definitiv, așa am înțeles din ceea ce se vehiculează de către cei care sunt... Cum vi se pare această premieră? Un lucru bun? Este o femeie, v-am spus că trăim într-un matriarhat instituțional, iată că el este la nivel planetar, planetar. Nu mai avem timp, domnule profesor, că nu vreau să păți ca săptămâna trecută când ne-au tăiat microfonul colegii cu ajutorul programului. Mulțumesc pentru discuție. Doamnelor și domnilor, închei reamintindu-vă că am prezentat astăzi cartea profesorului Eduard Edelhauser, Ingineria și Managementul Afacerilor. Cu siguranță o veți putea citi și de asemenea domnul profesor la un moment dat va fi invitatul meu aici când emisiunea va face unele schimbări sau va mai adăuga ceva. Vă mulțumesc dacă v-ați uitat astăseară la noi și ne vedem din nou vinerea viitoare de la ora 18.